stau nenorociți și plâns pe lumea asta. N-ar exista războaie. Pentru că Domnul Mântuitor nostru Iisus Hristos ne-a dat legea iubirii acum peste 2000 de ani. Și noi ce facem de atunci? Ne batem între noi. Ne omorâm între noi. Au fost cruciade. I-au omorât pe musulmani. Că băi, musulmani să-i omorâm. Mergem în, cu războiul credinței să eliberăm orașul sfânt. Aiurea, au mers la furat. Au mers să jefuiască, că acolo era mult aur. Asta a fost cu cruciadele, măi, fraților. Restul e istorie, poezie și minciună. Războaie, ia uite cum se bat. Creștinii între ei, primul război mondial, al doilea, ia uite acum ce e în Ucraina. Au? De unde? Asta e de la Dumnezeu? Da, nu e nimic întâmplător, nu e nimic fără voința lui Dumnezeu. Sunt teste. Dumnezeu ne încearcă. Și își lasă sluga slujitorului, îngerul luminos căzut, devenit întunecat, că diavolul, că diavolul face treaba, să ne ispitească în toate felurile. Iar noi ce facem? Ne omorâm între noi. Cu astfel de vibrație vrem să mergem în împărăția cerurilor? Nu prea cred că vom fi primiți acolo. Pilda s-a întâlnit Dumnezeu cu diavolul. Și zice, ia spune ce face bine credinciosul meu. Uite că acum nu vine în minte cum îl cheama. Zice, ce face? Ce face? Dă-l pe mâna mea să vezi ce o să pățească. Că de tot jurat de ce-o zbura toate stelele strălucitoare care le porți pe cunună cerească. Bă, ți-l dau, dar... De viața îl faci, fă-i ce vrei, dar numai de viața lui să nu te legi, că aia mi-aparține mie. Bine, bine, Doamne. Dumnezeu îi chemase pe toți îngerii și s-a dus acolo și diavolul. Deci concluzia că el a fost și este în continuare îngerul Dumnezeu și se întâlnește cu Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu, răspunde la chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu chemase toți îngerii. Și diavolul a pus mâna pe amărâtul ăla, era bogat, avea vaci, avea oi, avea soție, copii, era, trăia bine, era foarte credincios. Și avea o viață prosperă. L-a făcut la norocite, a omorât vacile, oile, a omorât soția, copii, a distrus tot, l-a îmbolnăvit, a ajuns să stea pe grămadă de gunoi și îl mâncau viermi. Dar înjurat pe Dumnezeu, nu l-a înjurat. Dumnezeu a văzut câtă forță psihică, câtă credință are în el, s-a milostivit, i-a zis slujitorului lui, diavolului, acum gata, l-ai testat destul, lasă-l. A trecut testul, e omul meu, jos labele de pe el. Diavolul a plecat. Dumnezeu i-a dat alte vaci, i-a dat alte oi, i-a dat nevastă, i-a dat copii și a trăit fericit în continuare. Până expirat zilele date să trăiască pe pământ și Domnul l-a luat în împărăția cerurilor. Nu trebuie să ne dorim așa ceva, dar dintre asta vedem că nu neapărat primim pedepse pentru păcate, sunt și încercări. Și mai ales să înțelegem că diavolul e slujitorul Domnului, își face datoria și testează pe oameni, îi ispitește și îi terorizează în fel și chip. Îi ispitește și ademenește. Cei care cad examenul, asta e convenția, e diavolul. Cei care trec sunt oamenii Dumnezeu și merg la Dumnezeu. Pentru veșnicie, în împărăția cerului, unde este fericirea veșnică. Așa se face cernerea. Spuneam, funcție de rezultate, spiritele pleacă fiecare în zonele în care ele au vibrație ca să rezoneze cu zona respectivă.
trebuie să ne desăfârșim sufletește, să evoluăm spiritual ca să avem o vibrație energetică înaltă, pentru ca în această vibrație să rămânem până vom pleca din lumea aceasta materială la cele veșnice celeste. Se mai știe că acolo unde este credință, cinste, corectitudine, curaj, sinceritate, chipzuință, cumpătare, nădejde, pace, liniște, calme, empatie, bunătate, iertare, toleranță, compasiune, unde omul uită răul care i s-a făcut și trece peste acel rău. Are înțelegerea respectivă și înțelege că sunt și oameni mai buni și oameni mai răi. E și milostiv, are condescendență, bucurie și iubire. Acolo unde se respectă decalogul de care zicea mai devreme, cele 10 porunci date de Dumnezeu pe muntele lui Sinai, lui Moise și legea iubirii dată nouă de Iisus Hristos, acolo este Dumnezeu, unde e bucurie, înțelegere și pace. Iar unde este război, gâlceavă, nenorocire, acolo e demonul. Acolo Dumnezeu nu mai este. I-a lăsat pe mâna diavolului. Așa cum l-a lăsat pe Iov, mi-am amintit, pățania lui Iov. L-a lăsat ca să-l testeze și pe noi, periodii, ne lasă pe mâna celui rău, pe mâna slujbașului său, care de-aia venit aici, ca să se ocupe de evoluția speciei umane, să evoluăm, să nu rămânem animale, să fim buni, că asta înseamnă să avem rațiune de oameni, să avem suflet în noi, să fim buni și milostivi și iubitori. Da. Deci, acolo unde este hoție, lăcomie, avariție, viclenie, minciună, frică, teamă, cum se deschid porțile infernului, frământările, neliniște, supărare, enervare, răutate, cruzime, violență, ură, dușmănie și crimă, război, acolo este cel rău, adică diavolul care vrea cu tot din adinsul să ne ducă pe drumul pierzaniei și să ne ia sufletele, să ne ia tamana cel juvaier minunat, unica bogăția noastră. Nu trebuie să o dăm pe lucruri de nimic, care sunt deșertăciune în lumea asta materială, totul e deșertăciune. Ceea ce e stabil și există cu adevărat în lumea spirituală. Aici suntem trecători, suntem într-o școală unde învățăm, unde suntem testați, dăm examene periodic și apoi plecăm. Suntem la întrebări, dăm examen de stat. Bă, ce ați făcut acolo? V-a plăcut? Ia ce fapte ați făcut. Ia să vedem vibrația. Ne palpează, ia, te doare aici, te doare aici, ca doctorul. Așa că să nu ne pierdem acel duvair minunat care este cea mai mare valoare a noastră. Este o de valoare inestimabilă. Nu poate fi prețuită. Este bine să ne menținem nealțărată relația noastră cu Dumnezeu. Ăsta e sfatul care îl dau. Să ne menținem nealterată relația cu Dumnezeu. Vine unul, e bet. E prost, sau e rău, e al dracului, e posedat în momentul ăla, că toți oamenii au momente în care se enervează și atunci pleacă Dumnezeu și vine dracul. Și dacă se umple de dragi și zice, pleacă de aici că sunt plin de dragi, mai umplu de dragi, face urât, dă, sparge, trântește, e plin de dragi. Nu există om în care să nu intre dracul cât de cât. În biserică, primul care intră e diavolul, ultimul care pleacă e tot el. Sunt multe babe care diavol în biserică le ispitește, le vezi că se cârie, vorbesc, popa predică și le vorbesc mai ceva ca popa, până zice popa, și dar mai tăcesc băi din gură acolo. Deci, cam asta este, să ne menținem nealterată relația cu Dumnezeu. Vine unde ăsta, un prost, am zis, un bețiv, un nebun, pac, și ne dă o palmă. Nu trebuie să dăm și noi un pumn. Deci, na, că tu ce mă las, eu mai prejos, mi-a dat nespălatul ăsta. Bă, cine ești tu? Totuși știi cine sunt eu? Pac, încă un pumn. Domnul Iisus a zis că dacă luau apală până obraz, să-l întoarcem și pe celălalt. Că așa se face pace. Și nu se escaladează mai departe violența și războiul. Pentru că dacă
noi întoarcem și obrazul, ne menține nealterată relația noastră cu Dumnezeu. Dacă dăm și noi un pumn, ne alterăm și noi relația. Păi dacă vine un prost și alterează relația lui Dumnezeu și ne dă o pană sau ne scuipă, trebuie să ne alterăm și noi că el prost, Doamne ferește, ne trebuie să ne ținem relația noastră, să ne o păstrăm nealterată cu Dumnezeu, în calm, în liniște, în pace, să fim deconectați de la totul, cu detașare și cu multă, multă iubire față de toate cele ce sunt și față de bețivul ăla. Bă, acum e beat, e prost. Mă, după ce se trezește mâine, nu mai e prost. Să avem mereu, de ce asta? Ca să avem mereu o vibrație înaltă, să avem comunicarea cu Dumnezeu, vibrație înaltă care să rezoneze cu vibrația înaltă a divinității și ca atare să uităm răul care ne s-a făcut cândva, să iertăm și mai mult să iubim pe cei care ne-au greșit cumva și să ne rugăm până și pentru dușmanii noștri. Să ne rugăm pentru dușmani ca să se îndrepte și să îi îmblânzim astfel. Dar mai ales pentru ca să îndrepte ceea ce au zidit strâm la interiorul și exteriorul lor. Lucru care trebuie să ne rugăm și la Dumnezeu să ne ajute să îndreptăm tot ce am zidit strâmb la interiorul și la exteriorul nostru. Pentru ca să putem să avem acea lumină, acea strălucire înaltă sufletească. Să mărim strălucirea sufletească. Ca să trăim cu toții în armonie, bună înțelegere, cooperare și pace. Pace. Să respectăm și să iubim toate cele sunt, ce sunt în cer și pe pământ. Trăim într-o lume magică în care putem să influențăm și să construim viitorul pornind din planul spiritual, normal beneficiind de ajutorul unor entități, pentru că singur nu putem să facem nimic. Singur nu putem să facem nimic. Un mare fakir făcea chiar de fel de multe lucruri. Extraordinar, a întors-o până și o amfără, până cu apă, a înclinat-o mult, 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 apa și păstra la fel nivelul orizontal cu buza, nivelul cu buza vasului. Când a înclinat, a rămas la fel, în buza vasului, n-a curs o picătură. A făcut de s-a materializat o mână, a făcut multe lucruri, a părut un buchet de flori și l-a întrebat, oameni, cum faci? Cum faci toate astea? Eu nu fac nimic. Păi că ai făcut în fața noastră, cum? Spiritele fac. Păi cum? Nici eu, doar prin felul meu de a fi, am devenit plăcut unor spirite, am intrat în comunicare cu ele și când le rog să mă ajute cu ceva, mă ajută. Ajută. Comunicăm. Sunt al lor. Sunt de al lor. Și te ajută? Da, mă ajută. După aia nu uit să mulțumesc. Întotdeauna mulțumesc. Și când mă scol, mulțumesc pentru tot ce m-a ajutat cu zi înainte și întotdeauna de când sunt, le mulțumesc spiritul, mulțumesc Dumnezeu. Deci oamenii nu fac nimic. Am întâlnit o ghicitoare care a ghicit și a spus foarte mult, m-a trimis mama, du-te pe acolo, că zice aia niște lucruri, ne-am speriat. M-am dus după ce a zis, a zis, băi, ce a zis, aia s-a împlinit, a zis, perfect. A rămas. Pe moment n-am știut, dar mi-a zis niște lucruri care le trăisem și le știam. Și am văzut că zice bine. Am întrebat, eu mă ocupam de niște doctrine, ceva, de yoga, de Raya Yoga. În final am înțeles că nu e pentru noi creștini și că mai bune Biblia să o citesc, da, și psaltire. Astea sunt cărți de căpătâi și vi le recomand și vouă. Noul Testament și psaltire. Și am întrebat-o, Doamne, cum faceți? Eu nu fac nimic. Cum că a zis? Eu n-am zis, eu am auzit cu urechile noastre, azi, acum ce-o fi în viitor, o fi, n-o fi, dar a zis ce a zis, trecut, așa a fost. Zice, Doamne, hai să spun, eu nu fac nimic. Păi cum? Zice, eu am un amuz meu. Hop! E amuz meu. Aoleu, cum vine asta? Cum arată? Zice, Doamne, e un bărbat prezentabil, îmbrăcat în costum frumos, îl văd numai, mi se arată doar mie. Dacă vrea să arată și la alții, dar nu prea se arată. Zice, și e foarte gelos. Zice, el le face pe toate. El știe despre fiecare. Cunoaște la fiecare cum îi sunt
clădite oasele, rărunchii, cum este mintea, sufletul, știe ce urmează să facă. Pentru că știe drumul pe care urmează să-l parcurgă. E Îngerul Dumnezeu. Aoleu. Și nu e periculos. Și doamne, nu face nimic rău, atât că e gelos, mi-a rupt biletele când am vrut să plec la băi. Deci era în relație cu un Înger al Dumnezeu, un Înger căzut, urmea. Și o ajuta să ghicească. Deci și cel rău știe drumul pe care merge, pentru că drumul e jalonat dinainte de a ne naște. E o carte deschisă, știută de îngeri. Noi oamenii nu știm. Intuim de multe ori că am vrea să devenim artiști, să cântăm, sau să devenim fotbaliști, sau doctor. Copiii mai toți când se mici, ce te faci, mă? Doctor, doctoriță. Dar după aia nu se știe. Se vede mai târziu ce și cum. Dar noi nu știm drumul. E greu. Trebuie să trăim o experiență, să mergem, să facem față la piedicile care și la toate cele care ne-au fost date, la testele care ne-au fost date încă de înainte de a naște, să le parcurgem. Să trecem cu bine, cu detașare prin ele, cu zâmbetul pe buze. Pentru că sunt date de la Dumnezeu. Noi am vrut să venim aici. Da, noi oamenii am cerut să ne materializăm. Și zic, bă, vrei? Da, vreau. Unde? În ce țară? Păi acolo, acolo, ia acolo, uite acolo, bine, acolo vrei, acolo te duci, în ce familie? Acolo, 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 acolo te duci. Deci ni se dă țară, familia, ni se dau și alte lucruri, dar apoi noi uităm ce am vorbit și ce convenție a făcut Dumnezeu și trebuie să parcurgem drumul, să parcurgem experiența vieții cu curaj, cu nădejde, cu credință și cu multă, multă iubire și să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce primim. Să vedem unde am rămas. Eu mi-am scris totul pentru că dacă ar fi să vorbesc liber, ar vorbi, dar ar dura mult prea mult și cine ar sta să asculte toate bâlbâierile mele? Așa sunt mai concentrat pe text. Să trăim, am spus, în bună cooperare, înțelegere și pace. Să respectăm, să iubim toate cele care sunt în cer și pe pământ. Trăim într-o lume magică în care putem să influențăm și să construim viitorul, pornind din planul spiritual. Normal beneficiind, cum am spus, de ajutorul entității, aici rămăsesem, care ne-au fost date să ne însoțească pe tot parcursul călătoriei noastre. Avem îngeri păzitori, avem ghii spirituali în lumea asta. În universul nostru, nimic nu este întâmplător. Și în plus, totul este unitar. Da. Dumnezeu este în toate. Și toate sunt în El. Așa că și eu sunt una cu tine, cel care asculți eu acum aici. Nimic nu e întâmplător. Nu degeaba ai vreo dare să ajungi până aici să asculți balivernele astea, care par balivernele mele, dar sunt lucruri foarte serioase. Luați aminte și țineți cont de ele. Este experiența pe care și-a adunat un om în 74 de ani, în care s-a lovit cu capul de toți pereții, a dat prin toate grupile, a trăit și bune, a trăit și mai puțin bune și a ajuns să le spună pe astea acum, la 74 de ani. Nu mai e înclinat să meargă la discotecă, să golească damigiana de vin, să danseze între două fete și să-și piardă nopțile. Își dă seama că au fost amăgiri de la diavol, că toate cele lumești sunt deșertăciuni și că drumul nostru este calea cea dreaptă pe care trebuie să mergem în curățenie și cu credință și cu iubire și cu bucurie și cu mulțumire spre Domnul. Așa că și eu sunt una cu tine, cel care ascult. Acest mesaj al meu și împreună formăm un tot unitar cu toți ceilalți. Gândurile noastre și toate cele pe care le punem în circulația universală se pun în comun, deoarece sunt energii care interferează între ele
și se unesc, se modulează și se stochează și sau se transmit sau transmit informațiile pe mai departe. Așa se explică fenomenul de sinergie, de telepatie colectivă care se manifestă în cadrul unei ședințe de lucru, în care ideile curg liber telepatic, nerostite de la un participant la ședința la altul și mai departe la toți ceilalți. Și se spun apoi, când s-au finalizat, cu voce tare de un participant sau altul, doar atunci când ele sunt concretizate energetic, într-un răspuns la problema dezbătută și în final se poate ajunge la concluzia mai bună, la o concluzie mult mai bună și mai repede decât ar analiza situația respectivă o singură persoană, pentru că există acea energie care circulă de la o minte la alta, de la un om care gândește la altul, totul e în comun și în final mințile alea sinergic lucrează și găsesc soluția, care într-o dată explodează ca un adevăr. Asta trebuie să facem. Asta e soluția la problema, la situația pe care o analizăm noi aici. Așa. Se știe că ideile de regulă nu ne aparțin, ele ne vin telepatic. Am mai spus, de la alți oameni sau de la entități non-umane, de la spirite numite muze. Da. Se știe, am spus. Am spus cum a fost și cu acel fachir și cu femeia care ghicea. Nu vedeam căs, nu punea căs, nu punea nimic. Se uita la om și începea să zică. Ale, 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 ale. Fantastic, nu? Clar că îi spunea cineva la ureche. Astfel, poeții sau scriitorii, ori muzicienii, pictorii, arhitecții, etc., nu pot crea nimic dacă nu sunt sub inspirația unei muze divine. Și tot ce se creează are o încărcătură energetică, transmite un mesaj care poate să influențeze sau chiar să modifice în bine sau în rău atitudinea comportamentală a celor din jur care intră în contact cu acea creație artistică sau construcție și implicit a celui care a generat-o. Deci se produc modificări. Tot ceea ce este creat prezintă o energie, energia creației, energie care interferează cu energetic cu restul corpurilor și produce modificări. Se spune că actorul care a jucat în film în rolul lui Iisus Hristos s-a schimbat comportamental radical, în mod radical, după ce s-a terminat filmul și s-a terminat activitatea în platou de filmare, etc. Sunt multe alte situații care dau dreptate acestei afirmații ale mele. Sunt situații în care omul vine în contact cu diferite obiecte încărcate energetic de bucurile trăite lângă ele de niște oameni sau de anumite drame și poți să acționezi energetic asupra celor care intră în contact cu ele. Vezi moaștele sfinte, icoanele sau obiectele magice de cult folosite la farmece și vrăji, ori tablele de spiritism, etc. Unele sunt benefice, altele mai bine să nu iei contact cu ele, sub nicio formă. Toate corpurile aparținând faunei și florei, adică regnului animal, vegetal sau chiar mineral, conțin apă, care are atomi și molecule în mișcare, deci sunt vii, pentru că tot ce se mișcă este viu și ca atare toate au un spirit, au energie, câmp energetic și proprie vibrație. Percepții senzoriale și extrasenzoriale, memorie de stocare, precum pe un suport electromagnetic a datelor și informațiilor. Putere de a discerne, și eu unul cred că au și sentimente, și afinități sau repulsii. Și pot să influențeze viața și starea de sănătate a oamenilor, sau puterea de muncă și sporul, prosperitatea și natura relațiilor lor interumane. Pot să genereze conflicte sau pace și liniște, etc. Chiar și zilele de sărbătoare au un spirit, se spune înainte de decembrie 89, în spiritul zilei de 1 mai. Iar acum se spune, în spiritul și lumina sfintelor sărbători pasate.